titula um novo episódio de Minecraft Update. E ci singur meu episodio pe acest canal, deoarece am început unul nou. O să vă las alte detalii în descriere. Acum, să vă povestesc ce s-a întâmplat în versiunea nouă. Ieri s-a updatat Minecraft-ul. De la versiunea 1.0.2.1, puteți vedea și voi mai sus de ecran, alfa 1.0.3.0. Nu este versiunea completă, deoarece este beta. Așa, am văzut câteva lucruri, adică câteva lucruri care s-au adăugat. Prima este câteva bug-uri care s-au fixat. Acestea sunt Shift. Știți de mult, când, nu de mult, în versiunea 1.0.2, tu puteai să sari așa, direct, nu trebuia să mai dai jump. Ca și cum stai așa normal, auto-jump. Și acest hack am prins și eu, că și mie din greșeală mi-au dat ban pe Lifeboat. Se numește Shift Speed, adică tu ai mai mare speed-ul, deoarece n-ai cum să faci așa ceva cu Shift, numai dacă ai MCP Master. Așa. Iar apoi, al doilea bug este cu dragonul, adică dragon bug. Acesta este când spawnai dragonul, mai degrabă când spune, când duceai în end sau puteai și să-l spawnezi, el se băga prin pământ și avea jumate de corp în aer și jumate în pământ. Iar ultimul, să zicem așa, ultimul lucru se va adăuga în 1.0.3.0, care acesta în versiunea normală, nu în beta. Se va adăuga, ci că un nou mob. N-am putut să vă găsesc o imagine cu acesta, deoarece nici Tomisk, cine îl știe, la ceilalți youtuberi, că a postat ceva. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să lăsați un like, subscribe, pa!